La 25 septembrie s-a născut în comuna Cerna din județul Tulcea, Panait Cerna, pe numele de naștere Stanciov. Tatăl său, învățătorul Panait Stanciov, venise din Sumla, Bulgaria, în anul 1875. Din păcate, acesta și-a părăsit familia înainte de nașterea copilului, a viitorului mare poet. Citește, în perioada liceului, clasicii români, îndeosebe Eminescu și Coșbuc, dar este atras și de literatura universală, citind în original poezie franceză și germană. De foarte tânăr, începe să traducă poezie și să scrie versuri. La 24 august, debutează în revista Foaia Interesantă a lui George Coșbuc cu poezia Trecut. Semnează pentru prima oară și definitiv cu numele Panait Cerna. În mai 1901, apar primele manifestări ale bolii de plămâni de care a suferit. A publicat în revista Modernă poeziile Farmec de lună, Cel mai frumos și Triumf. În numărul 4 al revistei Sămănătorul apare poezia Noapte de vară, poezie ce provoacă entuziasmul lui Coșbuc și Vlahuță. În octombrie este respins la un concurs pentru ocuparea unui post de funcționar la Arhivele Statului. Ca student la filozofie și ca poet, este apreciat de Titu Maiorescu, care îl atrage în cercul convorbirilor literare. Este lipsit de mijloace materiale, o duce tot mai greu și se teme că nu va mai putea urma cursurile universitare. În anul 1905 este consultat de savantul Ion Cantacuzino, care constată că poetul suferă de o gravă boală de plămâni, iar în primăvara aceluiași an se internează la spitalul din Sinaia. La sfârșitul lunii mai se întoarce la București, se pregătește pentru susținerea examenului de licență. În iunie revine la Sinaia, unde rămâne până în 22 septembrie, când părăsește sanatoriul, crezând că s-a vindicat definitiv. Începe să lucreze la un studiu asupra lui Faust de Goethe și să învețe limba engleză. Publică în țară poeziile Floarea Oltului, Despărțire, Torquato către Leonora. În ianuarie 1909, la Berlin, revede studiul despre Goethe și începe să scrie ampla poezie Poporul. Își susține teza de doctorat, Lirica de idei, și își ia doctoratul cu magna cum laude. Pe 26 martie 1913, la Leipzig, Panait Cerna, bolnav de pneumonie, se stinge fulgerător din viață. Pe 28 martie are loc înmormântarea lui Panait Cerna la Leipzig. Au participat mulți români prezenți în Germania, în primul rând tinerii români aflați la studii. O viață prea scurtă pentru un spirit atât de mare. Să nu uităm, dragi prieteni, să cinstim și să iubim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.